Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Munol salvează pe Sohua și pe copil. Lady Meia și prințesa Keonmyeong se învinovățesc după ce fii regelui Jintyeong mor unul după altul. Guvernatorul crud interzice vânzarea de ceai. Cu mijloacele lor de trai în joc, comercianții fac apel la Deokeyman pentru a-i ajuta, mituind-o cu un almanah și o lupă. Deokeyman și comercianții sunt arestați pentru încălcarea interdicției de vânzare a ceaiului. Împreună cu Chil-suk și Sohua, sunt aduși în fața crudului guvernator care îi ordonă lui Deokeyman să aleagă una dintre cele două pietre mici. Guvernatorul îi spune lui Deokeyman că, dacă alege piatra marcată pe o parte cu viață, atunci ea și ceilalți vor trăi. Dacă alege piatra marcată cu moarte, atunci vor muri cu toții. Dar guvernatorul a marcat în secret ambele pietre cu moarte. În Seorabeol, capitala Sila, regele Jintyeong își reînvie planul de a-l numi pe verișorul său Kim Yong-su, fiul regelui destituit Jinj, ca succesor, cu prințesa Keonmyeong ca următoarea regină. După ce a găsit scrisoarea scrisă de Munno, Deokeyman îl întreabă pe Sohua dacă Munno este tatăl ei. Chil-suk află și el despre adevărata identitate a lui Deokeyman și îi urmărește pe Sohua și Deokeyman în timp ce scapă în deșert. În deșert, Sohua este prins într-un nisip mișcător. Pe măsură ce Sohua se scufundă în nisipurile mișcătoare și Chil-suk îl prinde pe Deokeyman, o uriașă furtună de nisip îi surprinde. În Sila, în ciuda temerilor prințesei Keonmyeong și pentru a reduce la tăcere opoziția față de planul regelui Jinheung de a-l desemna prinț moștenitor, Kim Yong-su decide să conducă bătălia pentru recucerirea cetății Mosan din forțele Baekje. Regele Jintyeong îi spune prințesei Keonmyeong că, pe baza profeției regelui Jinheung, așa cum este relatată de Munno, ea este singura care poate lupta împotriva lui Mishil. După ce comercianții părăsesc orașul deșert, Deokeyman decide să meargă la Jierim, alias Sila, și să-l caute pe Munno. Între timp, prințesa Keonmyeong părăsește palatul pentru a deveni călugăr budist. Sohua dispare în nisipurile mișcătoare. După ce Kim Yong-su moare în luptă, prințesa Keonmyeong merge la un templu pentru a naște în secret. De asemenea, ea îi cere cumnatului ei Kim Yong-chun să înceapă căutarea lui Munno. Dar Lord Seolwon află ce face Kim Yong-chun. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.